dimineața. O să fac o scurtă declarație de presă. Vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care ați venit astăzi pentru onorată prezență și promit că voi fi extrem de succint. Aș vrea să încep prin a mulțumi încă o dată domnului ministru Meleșcanu pentru sprijinul colegial acordat în preluarea lucrărilor curente din minister. Sunt conștient de obligațiile pe care mi le-am asumat prin acceptarea acestui mandat, în urma nominalizării făcute de către primul ministru și investirii de către președinte, cărora le mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată. Este evident că durata mandatului meu este limitată în timp în raport cu amploarea, importanța și complexitatea reformelor inițiate în domeniul justiției. Această împrejurare va impune cu necesitate alcătuirea unei agende de priorități a Ministerului pentru perioada imediat următoare. Voi continua și accelera reformele inițiate de predecesorii mei în direcția garantării independenței justiției, garantării accesului cetățenilor la actul de justiție prin îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar și reforma cadrului instituțional. De asemenea, voi sprijini și continuarea și accelerarea luptei împotriva corupției și a criminalității organizate. Sunt conștient de importanța remedierii unor deficiențe apărute în procesul reformei, cu atât mai mult cu cât acestea ne-au fost semnalate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Mesajul pe care înțeleg să-l transmit către Comisia Europeană cu această ocazie este unul de totală deschidere și cooperare și asigur partenerii noștri europeni de determinarea mea pentru atingerea obiectivelor asumate. Ca ministru independent politic, voi acorda o atenție specială garantării independenței actului de justiție și apărarea acestuia de orice ingerințe politice neconstituționale. Plec în activitatea mea de la premiza că reforma justiției este un obiectiv de interes general. De aceea voi acorda o maximă atenție colaborării cu toate celelalte instituții implicate. Solicit public tuturor partidelor politice să sprijine continuarea și accelerarea reformelor în justiție și pentru combaterea corupției și a criminalității organizate, prin discutarea și convenirea celor soluții care să permită trecerea prin Parlament a legilor reformei. Succesul acestor reforme nu poate fi decât al întregii clase politice, al întregii societăți în ansamblu. Numai puțin, adresez un mesaj de deschidere și colaborare în accelerarea reformelor către toți profesioniștii care lucrează în sistem și contribuie la bunul mers al justiției, judecători, procurori și deopotrivă avocați, notari, executori judecătorești, grefieri, mediatori. Sprijinul instituțiilor politice este important, dar efortul sistemului însuși de a se reforma este crucial. Sunt convins că există suficiente forțe latente care, odată declanșate în direcția reformei, vor contribui la reușita acesteia. În ceea ce privește activitatea operativă a Ministerului, voi acorda atenție profesionalizării și eficientizării actului administrativ. După cum știți, vin din mediul privat, un mediu extrem de dur și concurențial în care am învățat importanța unui management profesionist. Voi fi deschis cooperării cu toți specialiștii Ministerului în găsirea celor mai bune soluții pentru eficientizarea activității acestuia. Voi fi intransigent cu orice derobare de la un spirit dinamic și profesionist pe care trebuie să-l imprimăm acțiunii noastre comune. În activitatea mea voi aplica principiul potrivit cu care, pentru a te bucura de drepturile care ți se cuvin, trebuie să-ți onorezi în prealabil obligațiile asumate. În încheiere aș dori să fac o serie de precizări de ordin personal. Vă informez că astăzi am semnat cererea mea de suspendare din exercițiul profesiei de avocat, adresată Consiliului Baroului București, și cererea de suspendare din calitatea de membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, adresată președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România. De asemenea, tot astăzi am semnat actul de înstrăinare a părților mele de capital și de industrie deținute la Societatea Civilă de Avocați Zanfirescu Racoții Predoi. În sfârșit, am semnat renunțarea la mandatul meu de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni, CEC, Societate pe Acțiuni. De asemenea, pentru a clarifica o serie de întrebări apărute, menționez că în anul 1991 am semnat o adeziune de membru al Partidului Național Liberal Aripa Tânără.
Am frecventat întrunirile politice ale acestui partid pe parcursul anului 1991-1992. Ulterior anului 1992 m-am dedicat exclusiv profesiei de avocat și ulterior și carierei universitare. În anul 1993, după cum știți, Partidul Național Liberal aripa tânără și a încetat existența juridică. În prezent nu sunt membru al niciunui partid politic. Îmi revendic însă apartenența la ideile și principiile liberalismului economic și politic promovat de Partidul Național Liberal. Am convingerea că în actuala etapă de dezvoltare politică și constituțională a țării, Ministrul Justiției trebuie să fie un profesionist independent politic. Această convingere, precum și dorința de a-mi servi țara, au fost singurele motive care au făcut să accept onoranta și dificila sarcină de Ministrul al Justiției. Pentru alte aspecte tehnice care țin de activitatea Ministerului, voi prelua întrebările dumneavoastră numai după o prealabilă și atentă evaluare a problematicii Ministerului la zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru prezență.